Salut! Astăzi vom merge prin magazine, în special de jucării, pentru a găsi și a-i da moșului idei de jucării și lucruri pe care ar putea să le aducă copiilor. Nu, Vlad? Da! Din păcate, Patrick a rămas acasă, nu s-a simțit prea bine, este cam bolnăvior, de altfel foarte multă lume în perioada asta, și Vlad este un pic răcit, dușește, cu muci, tot acum, specific sezonului de iarnă. Și am ajuns la Jumbo să intrăm și să căutăm ce avem nevoie. Am intrat. Vlad, l-am pierdut pe Vlad. Vlad! Ia uite de tine. Cam ce ți-ar plăcea ție? Greu de ales, oricum. O parcare. Asta ce interesant e, barca asta. Nu-ți place? Ia uite un camion, exact cum îi place lui Patrick. Cu roți mari, așa, da, el e pasionat de Monster Truck. Da? Hai, mai mergem. Ambulanță? Rulotă? Da, interesant. Un avion, dar unde să dăm cu el acum? Dăm prin casă? Nu, n-are cum. Nu, nu prea ar merge. Mașință de Formula 1. Da. Da. Hai, să ne mai uităm. Și mai mari și mai mici. Uite, circuitul ăsta chiar mi se pare foarte interesant. Sunt două mașini. Da. Una roșie și una galbenă. Și vă faceți întreceri. Tu și cu Patrick. Ce zici? Da. Mhm. Așa, să ne notăm, da? Pentru moșu. Nino, Nino. A, da, caruselul lui Patrick care s-a dus. Păi, sunt numai utilaje de construcții. Casca asta i-am luat lui Patrick. Da. Și nu cred că mai e nimic din ea. Dar aici, uite, excavator, buldozere. Aici sunt toate, cred. Da. Wow! Nici nu știi ce să alegi de aici. Da, da. Dar o să-l ajutăm noi pe Moș Crăciun să-și aleagă. Eu am vrea pe ăla cu cintuitul care merge așa și... Îți place ție ăla? Da. Și vreau să-l întreb. Da? Da. Ok. Dar să nu vă luați la ceartă, ok? Da. Uite, un monstru trac aici. Da, poate i-a dus în patru. Da. Ia uite, Vlad, ce-am găsit aici. Asta e uriaș. Mai păcat că nu este și Patrick cu noi. Dar sigur ne punea să-l luăm acum. Da. Uite altul aici. Super. Ce ai găsit, Vlad? O macara. Macara, da. Știu, lui Patrick îi plac și macarale. Uite alta aici. Și aici încă o macara. Super. Hei! Falc! Super! Super! Uite, Spider-Man! Ia! Spider-Man, da! Ce-ai găsit, Vlad? Un pistol! Nu, 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 nu spre mine! Nu! Puști, pistoale! Dinozauri! Nici nu știi ce să alegi! Iau și circuitul și iau și... Și pistol? Hai! Le trecem pe lista. Coșuri de basket. Tot felul de jocuri. Mate de fotbal. Da. Noi avem una mare. Super mare. Au. Au. Nu da mine. Ia să vedem pe aici. Soldați. Soldați. Dinozauri. Asemănător cu al lui Patrick.
Drone. Drone, super. Tot felul de drone. Ce, tati? Un cățel. Ce? Robot. Ce zici? Da. Cum ți se pare? Ok. Nu face mizerie, nu trebuie scos afară, trebuie să-i dai să mănânce decât îi pui baterii. Da. Nu, e mai frumos cățelul nostru, mult mai frumos. Uite și un dinozaur, robot. Poate îi aduce moșul cu Patrick. Patrick? Da. Ar fi o idee. Deci, hai să-l pune pe listă. Roboți, o grămadă de roboți. Super. Hei, hai, boxer. Foc, foc, foc. Bravo, Vlad. Uite și tu. Mânușile. Da. Uite masă de biliard. Ăștia sunt. Da, pentru copii mai mari. Gata, gata, gata. Și am ajuns la masa de fotbal. Păcat că am dus-o la casă. Da, era e foarte interesant. Chiar era super. Da. Hai să mergem. Masă de hockey. Asta e mai micuță. Da, uite, și omuleții. Sunt mici, da. Uite, unul e alb, ăștia sunt galbe, ăștia sunt galbe, și albastru. Uite, ce-l am găsit. Sabie. Super. Sunt un cavaler Jedi. Acum ești un cavaler? Nu, nu mă tăia, nu mă lovi, nu mă lovi. Frumos. Te-am împușcat. Te-am împușcat. Pac, 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 pac. A luat locul întâi, bravo, super Vlad, ești cel mai bun. Hei. O grămadă de lucruri interesante. Ce ai găsit Vlad aici? Sabie de samurai, nunchiac, wow. Trebuie, ești atras de astfel de lucruri? Da. Arc, uite un arc cu săgeți. Cum ar fi? Să tragem cu el la țintă. Interesant. Da? Da. Îl punem pe listă. Punem pe listă. Ce sunt ele? Două bebuțe. Cred că este un yo-yo. Da, asta era yo-yo. Un yo-yo? Ia dă-mi puțin. Îl luăm? Stai, stai. Un yo-yo? Da. Wow! Ce tare e! Hei! Nu știu să-l folosesc. Iar... Brum, 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 brum. Îl punem pe listă. Eu știu. Ia să nu. Wow! Ăsta, ca asta e așa. Wow, super. Așa. Super tare. Super. Popice. Bowling. Îți place? Uite și mai mari. Wow, astea sunt uriașe. Deci le pune pe lista amândouă, că vreau să le pune. Da? Wow. Trotinetă, minge de basket. Hai, aruncă! Bravo! Moticoane. Pesta. 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 Aoleu, le luăm toate. Pesta. Da, toate. Haide. Am înțeles.
Toate steagurile. Mi-e place steagul ăsta. Germania? Da. Haide! Ce-i ăsta, Vlad? Un soldățel! Uite aici câte pitici! Super! Ce căciulă mare are! Ai găsit ceva! Ce ai găsit? Bă, ce frumos e! Super! Și a început ninsoarea! Wow, ce ninge! Ce pare e! Atențiune! Drepți! Soldăței! Foarte mulți soldăței! Toate culorile! Da. Și în spate mai sunt și alții. Ia uite, regi, regine. Ia uite ce am găsit toate. Wow, șculiță. Un felinar. Wow, ce interesant. Foarte frumos. Îl punem pe listă, da? Pe listă? Nu cred. Jucării, jucării. Mutăm, am venit la raionul cu decorațiuni de Crăciun. Ia uite. Ce oameni de zăpadă! Super! Să luăm și noi și să punem prin casă. Să împodobim, da? Da! Reni. Steluțe. Ma! Super! Da, chiar este super frumos. Păcat că n-a putut să vină și mami. Și Patrick. Da. Hai și mai încolo. Ce frumoși sunt. Uite și o căprioară cu surorile ei. Reni, ăștia sunt super. Să avem idei de împodobit. Da. Abia aștept să ne apucăm să împodobim apartamentul. De ușă. De ușă. Da. Coronițe. Coronițe. Și alte decorațiuni, globulețe, da? Super, toate culorile. Haide! Ce căsuțe frumoase! Luăm de zăpoadă! Da, lasă, stai pentru un podobit, nu speli. Uite instalații, o să avem nevoie să punem pe la geamuri, în casă. Diverse modele, culori. Abia aștept să vin să le iau. Ce super sunt! Un omuleț. Da. Mă uite și pe roși Crăciun și am unde să pad aici. Uite aici. Vrăduți. Asta a fost partea frumoasă pentru copii, decorațiuni și ce ține de Crăciun. Acum ne îndreptăm spre ieșire. Vlad, este aproape cât tine. Super, e uriaș. Și chiar adevărat. Uite și alții. Haide pe aici. Haide. Și am ieșit, am trecut de case. Momentan asta a fost decât o trecere în revistă. Pentru ce avem nevoie, de ce avem nevoie? Să-i spunem și moșului, nu? Da, spune.
Da, și acum o să mergem spre casă. Afară s-a pus ploaia, o ploaie mai mult înghețată. Este foarte, foarte frig. O să trecem până la farmacie. Am înghețat. Foarte, foarte frig este. Și foarte aglomerat. Astăzi a fost cel mai aglomerat. De câte ori am venit aici, nu am prins niciodată așa aglomerație. Dar având în vedere că vin sărbătorile de iarnă, Moș Nicolae, Moș Crăciun, moșii trebuie să știe ce să aducă copiilor. Cu minți, nu? Nu, Vlad? Da. Tu ai fost cu minte, bănesc, nu? Da. E bine. Luna aceasta trebuie să fii foarte, 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 foarte cu minte. Pentru a primi jucării frumoase. Priviți ce vreme urâtă. Până la urmă este iarnă, trebuie să înțelegem, dar nu ne place vremea asta. Chiar nu ne place. Sperăm că moșul o să aleagă cele mai bune jucării din tot ce am văzut noi aici și o să vă aducă tot ce vă doriți voi, da? Da. Și să sperăm că și cei care urmăresc videoclipul poate au văzut ceva ce îi atrage și le dăm și lor idei. Nu? Da. Între timp am trecut la farmacie să luăm medicamente pentru copii. Și abia acum mergem acasă. Haide, tati, să ne urcăm. Am ajuns acasă. Iar Vlad a adormit. A fost foarte obosit. Am atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut videoclipul nostru. V-a fost util ce v-am arătat. Și nu uitați să dați multe, multe, multe like-uri și să vă abonați la canalul Vlad și Patrick. Iar până data viitoare, pa, pa!